Nu ne avantajează și în condițiile astea o să avem atât de mai mult. E clar că jocul nostru are mult loc de îmbunătățit și sper să reușim să sunt supărat de atitudine. Pregătim fiecare meci la antrenament, stabilim niște lucruri și când intrăm pe teren, uităm ce avem de făcut. Și primim coșuri ușoare, prin situații care ar putea fi evitate și așa reușim de fiecare dată să-i permitem adversarului să pierdă la teren. Care după aceea este foarte posibil. Cu vedere individual, care în acasă pozitiv sau negativ? Asta e problema noastră. Avem jucători care vor să se marce de punct de vedere individual. Și lucrul ăsta nu mai poate să se facă. Din punctul meu de vedere, ar trebui să luăm niște măsuri foarte drastice după evoluția acestea în începutul sezonului, pentru că eu personal nu antrenez așa ceva la antrenament, dar atunci pe echipă de stripul în momentul și mie nu-mi place stripul, mie nu-mi place asta. Deci, din punctul meu de vedere, ar trebui să luăm niște măsuri foarte repede. Suntem într-un campionat puternic, dar pe măsură ce ne uităm în acest campionat, îmi dau seama că facem unele eforturi financiare care nu și-au rost. Presupun că nu asta dorește conducerea clubului, să avem niște nume pe teren și aceste nume se place fiecare lume. Trebuie să luăm niște, să gândim, să adorăm, să luăm niște măsuri. Thank you.